ce faci, mamă, ți-e bine? Mi-este tare dor de tine. De vărori și zeci de rânduri mă fac griji și cad pe gânduri. Dragilor, în Mădrujac surprizele continuă. Pentru cei mai scumpi părinți am venit astăzi să-i felicităm, să-i surprindem, să le transmitem toată dragostea venită cu drag din partea fiicei, aflată departe. Așa că nu uitați să ne rămâneți astăzi alături pentru a reuși și dumneavoastră să le transmiteți un la mulți ani. Și acum să mergem împreună să-i surprindem și să vedem ce reacție vor avea. Ziua. Bună ziua! La mulți ani sărbătoriților! Mulțumesc! Veniți aici mai aproape de mine, vă rog frumos! Este pentru dumneavoastră tortulețul! Mulțumesc, Doamne! Mai pentru domnul Coșu! La mulți ani vă spunem încă o dată! Mulți ani trăiască! Mulți ani! Mulți ani trăiască! Astăzi am venit la dumneavoastră să vă aducem o bucurie, să vă facem o surpriză. Noi suntem echipa Surprize la domiciliul Iași, iar cineva care vă iubește nespus de mult pe dumneavoastră și vă prețuiește ne-a trimis aici. De la cine credeți că vine? La fata. Fata? Fata, mulțumesc, dar nu m-am crezut. Dumneavoastră, de la cine credeți că vine surpriza? Tot de la fata. Tot de la fata. Să știți că pe mine aici m-au trimis și să vă transmit un mesaj. Un mesaj care vine cu cea mai mare recunoștință și spune așa. Dragă mamă, astăzi de ziua ta, din depărtare, m-am gândit să-ți fac o mică surpriză. Să-ți spun că te iubesc și că ești mereu în gândul meu. Ce pot să-ți urez decât multă sănătate și fie ca soarta să fie întotdeauna milostivă cu tine. Norocul să te însoțească mereu în viață, iar iubirea adevărată ca o stea strălucitoare în noaptea în cea mai întunecată să-ți arate calea cea mai bună. Mamă, fii fericită, asta este tot ce-mi doresc și îți sunt recunoscătoare pentru grija și căldura ta. Voi fi mereu alături de tine atunci când vei avea nevoie de mine. Vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat viață și că m-ai portat cu grijă. Mamă iubită, iartă-mă că adesea cuvintele dulci nu au fost tot timpul, dar ești mereu în inima mea. Și mă rog la Dumnezeu să te țină puternică și sănătoasă. Te iubesc, mamă, cu cel mai mare drag. Această frumoasă surpriză vine din partea fiicei Elena, ginerele și nepoții. Să știți că mai am un mesaj și pentru dumneavoastră și spune așa. Dragul meu tată, pentru mine vei rămâne mereu tânăr și plin de viață oriunde și oricând, pentru că știu că cât de mult îți place să trăiești frumos. Ai fost și ești un tată bun. Îmi aduc aminte de clipele frumoase, când ne aduceai bomboane în buzunar și ne pupai cu drag. Mi se umple sufletul de bucurie și de nostalgie.
Îți mulțumesc pentru liniștea oferită și iubirea necondiționată, dragul meu tată. Din depărtare îți transmit o mică surpriză care îți poate însemina ziua. La mulți ani fericiți, să ne trăiești și să ne bucuri cu iubirea ta, dragul nostru tată. Cu drag din partea fiicei Elena, ginerele și nepoții. Vă spunem încă o dată la mulți ani și dacă și dumneavoastră ați avea să-i transmiteți fiicei ceva. Mulțumesc pentru ce-a făcut. Nu m-am așteptat niciodată. Eu îi spun mulțumesc. Nu m-am așteptat la așa ceva nici. Câteam mâna de cele care mi-a făcut o surpriză care nici m-am așteptat. Nici am știut, am spus cineva. Nu m-am așteptat. Petronia mea, Cătăina, nu știu. Tata, ce-i spune la fată? E multă natare trebuie. Atât ca altceva. Ne mai vedem, nu ne-am văzut de mult. Că dacă nici de natate... Mi-e tare, tare de viață. Așa este. Văd copii, știi, văd să... Ne vedem, că e mult până mâine. Să-i așteptați acasă, că e cel mai bine lângă familie. Asta, da. Cam atât. Să știți că pe noi aici ne mai trimis și cu o melodie la dumneavoastră. Vine tot din partea fiicei. Copiii și să vă aducă numai bucurii. Mulțumesc la fel. La mulți ani și o zi frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Vreau să vă mulțumesc.